Am găsit. Studiul de fezabilitate pe autostrada Uniria 8 pe sectorul Târgu Mureș-Târgu Neamț ar trebui să fie gata în acest an, iar ministrul Drula a declarat recent că își dorește scoaterea la licitație în 2021 a capetelor autostrăzii și includerea lor la finanțare prin Planul European de Reziliență. Revizuirea studiului de fezabilitate pe Târgu Mureș-Târgu Neamț a presupus și aprobarea unui nou traseu, cu unele modificări față de cel conturat acum mai bine de 12 ani. În 2021, proiectul ar trebui finalizat, iar ministrul Cătălin Drulă anunța recent într-un interviu că își dorește scoaterea la licitație de execuție până la final de an a capetelor autostrăzii Târgu Mureș, Miercurea Nirajului și Târgu Neamț Moțca, două proiecte pe care de asemenea le-ar vrea incluse spre finanțare în Planul Național de Reziliență. Sectorul montan este singurul mai avansat din autostrada 8. Suntem în revizuirea unui studiu de fezabilitate. Au fost unele sincope și întârzieri din partea proiectantului, dar am făcut unele diligențe și simțim o altă mobilizare. Acum suntem undeva la 61% din studiu. Avem traseul sectorului montan definitivat. Studiile geotehnice sunt destul de avansate, a declarat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Adrian Covăsneanu.